Crina Avrudan. Wow! Bine că mi-am pus tocurile. Bună, Crina! Bine ai venit! Bună, Tara! Hello! Bine. Bună, Cristi! Nu ne-am văzut de mult! Nu ne-am văzut de foarte mult. De foarte vreme. Mult! Da, da, ca să înțeleagă lumea să nu vorbim în șarade, practic, astăzi Crina, împreună cu Gabi, am înregistrat o ediție foarte frumoasă de Refresh, la care am participat și eu în calitate de invitat provizoriu. Așa. Am mâncat niște scoici foarte bune gătite de ea, pentru cine dorește genul iute-iute-nene. Era spicy? Iute-nene, iute-iute. Ai grijă, iute-iute și la căldură. Deci, sper să nu fie vreo problemă în această seară. Nu, dragă, că dacă raportam probe până acum, că am mâncat-o înainte, deși am la înțeles. Ora 2. Dar arde Parisul, așa îi place lui. E bine? Da, foarte frumos. Deci, iată, v-am văzut acum împreună la voi acasă și trebuie să spunem că, iată, a trecut un an de zile de la nuntă și mie mi se pare că toate lucrurile sunt la fel, la locul lor, nu-i așa? Păi mai trecuseră 9 ani până la nuntă, așa că ce avea să se schimbe? Auzi, eu mă gândeam că voi sunteți precum celebrii, niște prieteni bune ale marelui actor Nicu Constantin, care tot așa după o perioadă mai lungă s-au căsătorit, bine, la ei mai mult, vreo 20 de ani, și a venit Nicu Constantin la ei la nuntă și a zis, Vasca, am grăbit. Bun. Da, valabil și la noi. Mai bine mai târziu decât niciodată. Nu există decât o singură relație care s-a încheiat și merge fericită înainte pe care o știi. Este cea dintre Monica Davidescu și Aurelian Temișel, care s-au căsătorit după 13 ani. Deci să poate nu sunteți o ciudățenie a naturii. Mai avem prieteni care s-au căsătorit după 10-11 ani, așa că nu e o problemă. Foarte bine. În primul rând, văd că avem un tatuaj pe picior. Da, și astăzi la prânz nu-l aveam când ne-am așa întâlnit, este, nu? Vedem un tatuaj pe picior, puteți să vedeți. A fost la un eveniment unde au tatuat. Și mai e ceva și pe piept. Da, mai am niște buze. Dumnezeu. Și mai am și pe spate, nu se vede, un trandafir albastru. Păi cred. Și te duci la sos tatuată buze. Stai pe tine. Stai liniștit, iese, în 2 zile iese la spălat. Am înțeles. Da. Sau dimpotrivă, poate se va bucura. Alte tatuaje permanente nu ai, nu? Nu, am recunosc că m-a bătut gândul de foarte multe ori să-mi fac un tatuaj permanent. De multe ori eram chiar ferm convinsă că vreau să fac asta. Dar știi, mi-era teamă de momentul ăla în care o să mă plictisesc de el, pentru că e ceva irreversibil, teoretic. Da, așa e. Na, acum mai nu poți să faci altceva. Dar de ce m-aș chinui de 2 ori odată să-l fac și a doua oară să-l scot? Așa că e mai bine cu astea temporare, știi? Mai o petrecere, mai... La ce te gândești când vezi imaginile acelea? Stai că nu le văd. Uite și aici, dacă vrei. A, da. Cam cum erai tu în clipele alea? În un an de zile, un an de la nuntă. Practic acum ne întâlnim la fix un an de zile și din acest motiv o întreb. Da, uite, astăzi am auzit pentru prima dată un lucru, faptul că după, la un an de zile după nuntă se face nunta de hârtie. Am auzit și pe programul vostru. Da. Și m-a întrebat astăzi cineva la eveniment dacă organizez nunta de hârtie. Habar nu aveam că se numește nunta. Știi ce de înseamnă, hârtie. Nu? Hai cu șpriț, hai cu lume, hai cu înseamnă nu știu ce. O petrecere. Un tot petrecere, să dai de băut. Da. Da, știi, eu nu m-am sărbătorit ziua de naștere de la 30 de ani, așa s-a nimerit, nu știu, la mine e mai complicat. De la 30? Adică până la 30 sau de la 30? De la 30 încoace n-am mai făcut nicio petrecere de ziua mea. De când suntem împreună, nici Gabi nu a făcut vreo petrecere de ziua lui. Am făcut și noi nunta, odată la 10 ani am făcut și noi o petrecere. Așa că am ajuns la concluzia că noi suntem oamenii care se distrează la petrecerile altora. Bun, bun așa, nu? Mai bine așa. Mai puțin responsabilități. Bă, da, a fost o nuntă, ei rezolva pe toți, adică... E, nu... Da, odată și bine, nu? Auzi, asta zic. Pot să spun că acolo... Parcă nu erai atât de slabă cum ești acum? Sau greșesc? Of, am mai dezbătut subiectul ăsta astăzi și cu tine și cu Ana și cu altă lume. Da, nu eram atât de slabă, mai aveam niște kilograme în plus. Nu știu câte, cred că aveam vreo 3-4 kilograme în plus. Dar uite, la mine un kilogram se vede și în plus și în minus. Da? Da, dacă mănânc o săptămână foarte bine și pun un kilogram, se vede prima dată la față, știi? În momentul în care sunt obosită și slăbesc un kilogram, tot la față se vede prima dată. Nu știu, păi și e rău dacă se vede la față? Ți se pare că ești bucălată tare? Nu. Bă, e rău dacă se vede la față când slăbesc, știi? Adică noi am vrea să slăbim în alte locuri, să dăm loc unde nu ne convine. La față zic tot, haul, te-ai tras la față. Nu, eu nu vreau să mai dau jos de nicăieri. Lasă, e bine, să mai pun. Mai vrei să mai dai jos? Nu, asta zic, nu, vreau să mai pun. Dar nu știu, sunt metode ca să pui, dar nu le spunem acum. Nu, dar nu, cred că nu m-ai văzut de mult timp, pentru că astăzi ai fost foarte mirat, inclusiv acum seara, de faptul că sunt slabă. Se pare că e slabă tare. Până la bătaie cu Moroșanu avem aici o prezență inefabilă, e vorba despre Crina Avrudan.
am observat că, în primul rând, că îl revedem pe Cosmin Olaroiu. Apropo, ce faceți acum? Că nașul înainte era în Dubai, acum vă duceți în China? Da, nu știu. Am fost în iarnă în Dubai. Nu știi că am făcut și o transmisie în Skype de acolo. Exact, da. Foarte frumos. Acum în China, nu știu cum e în China. Nu știu, n-am fost niciodată. E interesant, cred. E într-adevăr, se spune că e foarte interesant și este o țară de văzut. E o țară mare, a doua putere economică a lumii, ca să știm exact. După aceea, uitându-te la imaginile astea, am observat exact când era pauza de publicitate, o privire la care te-ai uitat cu atenție, pentru că în acea imagine l-ai văzut pe tatăl tău. Da. Nici nu vreau să te întreb cum vezi imaginile astea. Sincer, în momentul ăsta nu-mi place să privesc imaginile de la nuntă. Și nici pozele. Nu ești pregătită încă, nu? Da. Nu, pentru că îl vezi și îți dai seama că s-a întâmplat un lucru... Îmi dau seama și nu-mi dau seama, pentru că sunt momente în care, nu știu, mă gândesc la asta, dar parcă nu realizez, sau parcă, nu știu, mă gândesc că nu e adevărat. În sensul în care, negândindu-te tot timpul, e ca și cum n-ar fi dispărut, e undeva acolo. Da. Da, cred că nu e... E limpede, mai ales că a fost o relație despre care tu ai povestit foarte frumoasă de-a lungul timpului și... Da, dar dacă mă întrebi legat de imaginile de la nuntă și de faptul că apare tata în imagini, mă bucur că s-a întâmplat să facem nunta anul trecut și că tata a fost la nuntă și că imaginile astea de la nuntă, atunci când o să pot să le văd și să mă uit la ele și la imagini și la poze, e bine că în aceste imagini e și tata. Da, vezi, tu acum tocmai ne povesteai mai devreme la Oana, dar mai multe amănunte o să fie acolo, că nunta s-ar fi putut amâna și anul trecut. Pentru că din motive că era ea nehotărâtă, ci pentru că avea tot felul de lucruri de făcut. Da, practic, pentru că Dumnezeu s-au întâmplat diverse lucruri. Uite, am vrut să facem nunta și acum 2 ani, inclusiv anul trecut, înainte cu câteva săptămâni de nuntă, am fost în punctul în care ne gândeam, o mai facem sau las că o facem anul viitor. Și la un moment dat Gabi a zis, nu mai lasă, ori anul ăsta, ori hai că prea... Vezi, cumva Dumnezeu a vrut ca să fie și el acolo, să se bucure și să fie împlinit. Cumva, pentru că sunt convins că asta a fost ca orice părinte și el a fost un... Părinte bun și-a dorit tot timpul să te vadă mireasă, nu? Păi, cu siguranță. Da. Foarte frumos. Ți-a rămas tatăl spiritual, vedem pe Cosmin. Cât de des vorbiți cu Cosmin, mă la rog? Ne întâlnim destul de des când vin în țară. Eu cu nașa mea păstrez legătura și vorbesc foarte des. Din păcate, ne-am întâlnit de când au venit în țară, dar din păcate eu am avut, nu știu ce am făcut vara asta, că am avut programul mult mai aglomerat decât în verile trecute, cred că mult mai aglomerat decât în verile în care lucram la antenă și cred că ne întâlneam mai des cu ei atunci, din cauza mea. Deși îmi place foarte mult să merg la ei, da, vorbim. WhatsApp-ul este esențialul, da. Și vorbim aproape fiecare zi. Da, da. Am senzația că pentru mine încă n-a început vara. Nu știu ce am reușit să fac vara asta. Ai grijă că acum și trece. Da, 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 știi, mă gândeam, hai că... Vreo 20 de zile, nu chiar. Da, de la 1 mai am zis, hai că începe de la 1 iunie. Vara a trecut 1 iunie, până în momentul de față, spre deosebire de alții, nu am stat la plajă suficient de mult, atât aș fi vrut eu să stau, da. N-am făcut bani în piscină, cât aș fi vrut. La genul la care face ea plajă, mie mi se pare... Că nu ești foarte bronzat. Cred că îți place apa. Eu în alții ani te știam pe tine neagră, nene, deci de o negreală supremă. Da, aveam o problemă când apăram la televizor, că eram mult prea neagră și știi, degeaba mi se spunea, nu stau la soare, ok, nu stau la soare, dar ies pe stradă și tot mă prinde, tot mă bronzez. Dar sper că în zilele următoare să apuc să stau mai mult la soare, mai ales că mi-a lăsat și Oana astăzi, când a fost la mine, mi-a lăsat uleiurile acelea de plajă, deci abia aștept să le încerc. Mi-a lăsat și uleiul anticelulitic și o grămadă de creme. De la ea, pe care de altfel le folosesc de mai mulți ani. Te știm, adică tu știți, sunt oameni care zic sau nu zic, dar ea venea la târguri, deci era chiar... Da, la târguri ne întâlneam, mamă, ce-mi plăcea în fiecare toamnă când ne întâlneam la târguri, da. N-am fost anul trecut, dar sper să vin anul ăsta, da. Anul ăsta nu o să fie niciun fel de problem. Bun, și noi așteptăm vara, Cristi, și noi numărăm zilele.
Nu, asta e o rană care nu trebuie. Da, să nu ne numărăm prea, că după aia trece repede, mă. Da, e adevărat. Bun. Deci, iată, ne aflăm la un an de la nuntă. Lumea se întreba, apropo de silueta ta și apropo de toate aceste fotografii. Uite, și în iarnă, pozele astea sunt din iarnă din Dubai și mai aveam vreo 3 kg în plus. Păi și ce era rău? Uite, de exemplu, dacă nu, te uitai de pe Burj Khalifa unde te-ai fotografiat acolo, părea chiar că ești foarte mică. Da. Nu era rău, era bine. Hai că promit că îmi promit că în următoarele săptămâni o să mănânc mai mult, pentru că nici mie nu-mi place de mine că sunt atât de slabă și am făcut un prim pas în acest sens. Așa? M-au apucat să îngătesc de mâncare, să am mâncare în frigider, că așa, dacă am mâncare în frigider, mă trezesc dimineața și mă la frigider și mănânc de poftă, știi? Și mă gândeam ce n-am mai mâncat eu de mult și ce-mi place mie foarte tare să mănânc, ardei umpluți. Ai văzut? Da. Aveam ardei umpluți dimineața când m-am trezit la micul dejun, am luat doi ardei umpluți. Mai am salată de vinete înainte să vin încoace am mâncat. Și nu ne place salata de vinete. Bună, e bine. Mai gătesc și în zilele următoare să am mâncare acolo în frigider și într-o săptămână sper să... Într-o săptămână, ea e pe bază de salată de vinete, da. Povestește, dar deci la ea știi dacă se poate băga salată de vinete pe vene. Și noi la fel, și eu numai adică faci așa, și au injecție, bagă o perfuzie cu salată sau ciocolată, de ciocolată, așa. Perfuzie cu ciocolată. Nu mai zic, cred că te urăsc toate femeile astea care nu pun gura. Păi cum e, bă, frate, să fie atât de slabă și să faci perfuzie cu ciocolată, să poate așa ceva. Păi uite, așa era, la cer. Cristi, așa era și tata. Tata ar fi făcut 80 de ani anul ăsta în luna martie, dar el niciodată nu a fost și mânca la fel ca și mine. Mama de multe ori ne spunea, Doamne, mă îngraș numai că mă uit la voi cum mâncați. Și când mâncam... te face mai simpatică în ochii noștri, în care eu am mai puțin mai multă brânză mai devreme și acum nu știu dacă să am remușcări sau nu. Nu, dar... uite, așa era și tata și mama ne spunea când ne vede... Știi, mănânc cu poftă, așa era și tata. Și mama de multe ori spunea, mai respirați, mai încet, mai luați în gură, dar el... și Gabi de multe ori îmi spune când mă vede că mănânc așa cu poftă, când de orice, dar să nu-mi fie foame. Știi mie, dacă mi este foame, nu poți să înțelegi cu mine. Faci urâtă? Da, bineînțeles. Dacă avem ceva de făcut, primul lucru, pune-mă la masă, dă-mi să mănânc, să fiu sătulă și ok, după aia vorbim. Că după aia poți să gândești limpede, nu? Da, bineînțeles, dar dacă mă pui să fac ceva și mie să-mi fie foame, nu există să te înțelegi cu mine, n-ai.